pe strada noastră intră și se aprind toate aceste lumini, Nicola și fiul ei, Jonathan. Și eu pe tine, pentru că ne-am văzut de ceva vreme. Gata. Eu sunt imunizat natural. Bunica, stați liniștită că e în regulă. Vino mai aproape aici, bunica. A zis că să stau unde? Păi unde? Dacă s-a pus el acolo, acum ce vrei să facem? Deci, oameni buni, alături... Zi. O să te iau de mână, ci cap. Știi fazele alea? Băi, când o să crească copiii tăi, da, și tu o să vrei să-i îmbrațe, să-i pupi. Știu cum e. S-a stricat puțin la valiera când auzi că ești bunica, a căzut la valiera. A făcut stop cardiac la valiera. E bunica? Gata. Și nu s-auzi ce am zis? Ba da, s-a auzit. Adică ai vrut să le iei pe Jonathan de mână, să-i îmbraci amândoi și ce? Nu mă lasă să-l pup în fața cuiva, să-l iau în braț. Și cum, mama, mă faci de râs? Exact, asta e. Câți ani ai, Jonathan? 25. Mulți înainte, acum înțelegem. E cel mai mic. E cel mai mic. Deci nu vine să cred, oameni buni, ne cunoaștem de vreo 20 de ani. Și mai mult. Și mai mult, da. Mamă, mai mult de 20 de ani? Da. Wow, să nu mai vorbim că asta înseamnă că suntem bătrâni și să trecem peste momentul ăsta. Iar acum sunt în postura să o am invitat alături de mine pe artista Nicola, care a devenit bunică. Da, mă. Eu de ce râd asta de mine? Știi bunică că... din partea celuilalt băiat. Da, știi, păi de-aia am zis că el să mai stea. Aha, n-are okay. voie acum. No, perfect. Deci Andrei s-a... Da. Andrei, da. Andrei putea să mă facă bunică de mult, dar n-a vrut și nu a fost momentul, de fapt. Dar apropo de bunică, știi... Știi cum, înainte să se nască... Rea Maria. Rea Maria. R-H-E-A. Rea. Foarte frumos numele. De la Rea Andreea, Maria, are 2 ani. Cred, în fine. A zis că o să învăț să-ți spună mamaie. Și a zis, poate te alerg, via vezi tu. Deci... Și acum, când vorbim prin video, că ea e în Anglia, îmi zice, matamaie. Matamaie? Adică îți dai seama ce aude-și copilul ăla mic de prin casă. Adică nevoasta, nora ta, îi zice lui Andrei. Vezi că iar sună mătamarea aia. Copilul mătamaie, bunica. O iubesc, mă, pe nora mea, sincer. E super tare. Dar fii atentă, eu vreau să o înveți de acum încolo pe aia mică să zic altfel. Cum? Bunicola. De la Nicola, bunica, ce bunicola. Tare. Lasă-mă că să mai crească. Deocamdată are 2 ani și un pic și când o să mai crească, vedem noi, în fine. Deocamdată l-am pe omul lângă mine, ia uite. Jonathan, mă bucur că ești astăzi aici la emisiune cu mami. O să facem și un test imediat, o să vedem cât de bine există compatibilitatea între mamă sunt și fiu. Sunt scorpioane amândoi, să știi. Sunt scorpioane amândoi. Deci... Bă, stai un pic, dăm voie să-l prezint, pentru că Jonathan este cântăreț, actor, joacă cu Kira Hagi, deci te rog frumos, da? Bunica, lăsați-i și tineretul. Ce tare a fost! Da. Bunica, gata, lăsați și tinerii să se promoveze. Deci, gata. Jonathan, ce poți să ne spui despre tine? Ce pot să vă spun? Sunt cântăreț, actor. Cântăreț sau actor? Care e primul, dacă ar fi să pui? Compozitor. Compozitor, mi-a plăcut. Compozitor... Da, eu sunt student acum la a doua facultate, la compoziție clasică, da? La conservator. Super tare, bravo! Da. Se moștenește din familia chestia asta. Da, chiar mulțumesc Dumnezeu că le-am moștenit pe amândouă și exact. Pe lângă am moștenit și am darul ăsta al actoriei. Super, mi se pare foarte tare. Joci în nou clip pe care o să-l și vedem, e cu Kira Hagi, nu? Da, se cheamă Marta și George. Super. Este o piesă în două personaje. Uh-huh. Și regia lui Filip Listovski... Scenariu Ileana Răducanu și o echipă foarte frumoasă. Deci piesa asta o pot vedea oamenii... Dacă vin la Teatrul Notara... Exact, la Teatrul Notara. Acum din păcate, nu se știe când o să mai fie, dar ultimul spectacol a fost pe 14 februarie, acum. Mm-hmm. Și trebuia să mai avem. Acum nu se știe când o să mai fie, că e pandemia, da, exact. Nu-i deschis, da, nu, că încă nu se știe. Noi am făcut o pauză de un an. Eu cred pandemiei. Că la vară... Așa, sau la iarnă, am ca să poți să cânti milioane. Uite, mă, piesa de teatru al lui. Da. No. Nu, dar mai o secundă să zic. Dar vreau să zic și eu ceva de piesa asta. Vorbește fiul dumneavoastră, nu mai intrați peste el, bunica. Nu, mă, dar vreau să zic ceva de el.
Bunica, deci... numai o secundă, vorbește, ziceți. Nu, vreau să spun că mama încă n-a apucat să vină la spectacol. N-a venit mama ta la spectacol? N-a apucat să vină încă. M-am dus la altele. Băi. Da, s-a dus. Băi, m-am dus la altele. La alte spectacole, dar nu la ale lui. Da, mă, da, nu. La ale lui. Da, alte spectacole. Am mai jucat și în altele, să știi. A fost. Dar ți-ar fi plăcut să vină și la asta? Mi-ar fi plăcut, da. În schimb, a fost tata. Exact, da, dar de când e bunică, nu e așa ușor. Aoleu, mamă, gata, cum a dat-o pe asta. Mă enervez. A fost păi tata, da, lasă, nu-i nicio problemă. În primul rând, eu nici nu am știut când sunt spectacolele, pentru că el nu mi-a zis că era atât de multă harababură în capul ei. Da. Știi care e chestia? Eu mă bucur că sunteți foarte faini așa și eu când îți zic bunica, zic în spirit de glumă, pentru că da, tu ai 52 de ani și arăți trăznet. Mulțumesc, se zice acum 50+. 50+ și ești neschimbată. Mulțumesc. Băi, mi-am adus aminte de filmarea pe care am avut-o tot aici. Da. Eram eu brunetă și apăruseam cu un bebeluș în brațe. Ți-aduce aminte? Al eram eu? Nu. Nu. El nu știe, nu? Era finuța mea. El nu știe, nu? S-au speriat toți, că mamă, ce-i cu bebelușul ăsta? Okay. Lasă, că o să-ți povestim, Jonathan, când o să mai crești. Mai aștept. Da. Deci vreau să zic ceva de piesa asta pe care o să o cânte el. El îmi tot trimitea de când a început să cocheteze cu compoziția. Și îmi tot trimitea piese. Să-mi dau cu părerea. Mi-au plăcut și altele, dacă n-am auzit-o pe asta, jur, am vrut să-i o fur, adică am zis, băi, dă-mi-o mie, să o cânt eu! Hai că o să o ascultăm imediat. Și face, nu, că trebuie să o cânt eu, că e pentru piesa de teatru, că nu știu, el! Tu? Adică e compoziția ta, tot? Da. Da. A fost inspirată după piesa de teatru și până la urmă a devenit un teaser pentru ea, pentru piesă, pentru spectacol. Foarte fain. Abia aștept, Jonathan, să o ascultăm. Jonathan, zic bine, da? Sau Johnny, zic... Jonathan. Johnny, mă, tate, așa, haide să... Și de ce... Că mă simțeam un pic, Johnny. Și de ce am pus numele Jonathan? Eram în Franța când eram gravidă cu el. Da. Și când m-am gândit la nume, am zis, trebuie să aleg un nume, pentru că el o să fie artist. Mamă, de mic... Da. Deci... E prima oară când auzi asta. Da? Da. E prima dată când auzi asta? Da. Deci de atunci a simțit că o să fie artist. Da. Dar îmi place relația asta. Mi se pare că sunteți prieteni voi, adică nu ca mamă copil. Nu, suntem... eu așa vreau să fiu, să fiu mai mult prietenă decât mamă. Nu sunt de asta... Nu știu cum să zic, să-i țin... Suntem mai detașați așa, mai... Adică, da. Relaxați. Relaxați, da. Adică nu ești mămos. Cu bune, cu rele... Suntem și mămoși, suntem, adică e normal. Și ce mi-a zis ultima fază? Da. Mă duceam eu la sală, știi, și făceam și puneam pe Facebook și se uita el și mai povesteam eu și face, auzi mă, mamă, dar mai lasă picioarele alea, mai lucrează și la brațe. Și următoarele storie erau numai cu brațele. Numai cu brațele. Exact. Da. Haideți să facem testul. Avem un test și o să ne dăm seama cât de bine vă cunoașteți. Oameni buni, Nicola și fiul ei, Jonathan, sunt la acest test. Un test care va spune multe. Da, trebuie să spun ceva înainte. Deci noi nu mai stăm împreună de mulți ani, să știi. Nu contează, sângele apă nu se face. Corect, aici sunt exact. De acord cu tine. Și apoi o să povestim de faptul că Nicola, oameni buni, s-a întors la prima ei dragoste. Dansul. Eram cu apa. Sportul în general. Da, dans, te-ai întors la dans. Da. Foarte tare. Și dans și sport. Port în general. Și mai ales adică... că dansești pentru o poveste caritabilă care mi se pare foarte tare. Ce? Bă, dar ce te gândești, mă? De ce? Care poveste caritabilă? Ce, stăm la dansez pentru tine? Nu, dar știu că ești implicată și în tot felul de proiecte care au legătură cu hai, zona hai, asta. Hai, spune. Păi sunt faine, de asta zic. Așa, zi. Zi cu întrebările. N-ai dansat odată umanitar? Pa da, mă! Păi? În primul rând la dansez pentru tine. Când veneam pe aici, pe la platou, pe la tine și... Da. Umanitar. Acum câțiva ani, vezi? De asta zic, te-ai întors la prima dragoste dansul. Să trecem la test. Închideți ochii.
Ai uitat, vezi, ți-am adus închid aminte. Închid ochii, dar de ce trebuie să închid ochii? Pentru că e un test ca pe TikTok. Arătați cu degetul de la unul la altul sau spre voi dacă vi se potrivește întrebarea, da? Cum? Deci închideți ochii și eu întreb ceva. Și afirmația mea, dacă ți se potrivește ție, arăți către tine, dacă către mama ta, către mama ta. Bine. Hai, perfect, închideți ochii, facem testul repede cu degetele, da? Nicola, să ții microfonul să ne auzim și deschideți doar când vă zic eu. Cine are întotdeauna dreptate? Repede, pac. Păi stai, păi nu, mă, și direct. Eu și el. Păi nu, el a zis că tu ai. Nu, el a zis că tu ai mai mult dreptate. Bravo. Hai mai departe, închideți ochii și arătați-mi repede. Cine îl critică mai mult pe celălalt? Oh. Cine? Nu știu. Zi. Să ții degetul, Johnny. Nu e corect. El a zis că el te critică mai mult pe tine. Da? E adevărat, Johnny? Mă mai iau așa câteodată, bine, se mai ia și... Dar eu trebuie să deschid ochii după fiecare întrebare? Nu, dar doar când vă zic eu, pentru că s-ar putea să se potrivească răspunsul și atunci nu mai pierdem timpul. Trecem la întrebarea a treia, foarte interesantă. Întrebarea a treia ne este sugerată de prietenii de la ANAF. Cine câștigă mai mulți bani? Păi, în perioada asta, sigur el. Păi și-l arăta către tine. Și-a arătat către tine el. Ok, trecem păi peste. Păi eu de unde, mă, ce ai? Nu știu ce zic așa. Vai, e o perioadă dificilă, să ne înțelegem. Exact. Mai departe, cine stă mai mult cu telefonul în mână? Închide ochii, Nicola. Corect, bravo, în sfârșit, bravo. Aici vă cunoașteți. Cine face cele mai frumoase cadouri? Bravo, corect, și aici e bine. Cine îl sună mai des pe celălalt? Corect, mama îl sună pe băiat, corect, corect. Cine are voce mai bună? Hai, jucați-o pe asta. Deci cine are voce mai bună? Nu, la asta nu. El arăta către tine. Păi da, mă, da, eu... Noi, aici e un adevăr. Aici e un adevăr. E adevăr perfect. Tu, mulțumesc. Tu cu teatru, cu compoziția. Foarte frumos. Mai departe, haide, închideți ochii să vedem. Cine consumă mai des băuturi alcoolice? Corect. Mergem mai departe. Nu, dar mama nu consumă. Poftim? Niciodată. Mama nu consumă niciodată. Tocmai de-aia zic. Am înțeles. Ok, mergem mai departe. Cine ține mai mult supărarea atunci când e supărare? Ok, rămâne așa, Jonathan, e către tine, e ok. Deci tu ești supărăciosul, șef, da? Eu. Și acum ultima întrebare. Cine plânge mai mult la filme? Eu nu prea mă uit la filme. Păi ești actor? Păi atunci eu. Dar când mă uit, da, plâng și eu. Perfect. Haideți să cântăm. Oamenii ăștia faini, puteți să-i găsiți pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube. Nicola așa, Official, da? Și tu? Jonathan Alexandru. Jonathan Instagram. Alexandru pe și Instagram, Nicol da. Official. Instagram, Facebook, YouTube. Căutați, iar acum ne cântă. De cântă el? Bunica. Nu eu. Da, nu, tu pe de asta, de bunica privește. Da, o să vii cu mine. Nu, o să privești, stai cu mine. Cum adică vin cu tine, mă? Stai acolo, mă ții de mână. Hai. Ia microfonul și treci. Ia microfonul și treci la treabă. Mulțumim mult de tot, Johnny, Jonathan, cum ziceam. Nicola, să rămâi la fel de plină de viață și la fel de colorată. Deci iubesc, mă, piesa asta, mă, deci... Dar nu e a ta, e a lui, e ok. Da, mă, știu, dar vreau să fie a mea. Asta e, data viitoare, până atunci să ne bucurăm pentru succesul lui. Felicitări, mulțumesc Johnny, da? Mulțumesc mult. Oameni buni, bucurați-vă, iar în câteva momente Dr. Mihail vine să ne povestească la cât de mult poate să ajute uleiurile care sunt pe bază de cannabis. Așadar, aceste droguri ușoare, dacă fac bine sau nu. Vedem imediat un subiect extrem de controversat și de interesant. Cântă Jonathan.